pentru copii. Îmi amintesc, n-am nicio amintire dacă a fost publicată sau nu a fost publicată, ce fie că vreau foarte tare să fac asta, după care am crescut știind foarte bine că ce vreau să fac cu viața mea este să scriu, să fiu scriitor. Și am scris, dar am scris pentru mine. Deci am avut foarte mare privilegiu, foarte mare șansă să am un profesor complet ieșit din Carmane, e pensionat acum, profesor Șimbilar, profesor Șimbilar, poate ați auzit de el, profesor de română la Șamuna. Un om care căuta talent, un om care căuta să vadă unde există elevi care poate să iasă din modelul ăla de copii care învață rezumatul pe de rost și după aia, din păcate, cred că încă, știu sigur ce țin la copiii mei, că încă profesorii cer lucrurile astea și nu vă lasă să fiți creativi și liberi și să gândiți în afara șabloanelor pe care le aplică. El era altfel. Și m-am încurajat să scriu, probabil că a fost singura perioadă în care cineva m-a încurajat în zona asta. M-am încurajat să scriu, mi-a publicat poeme în revista școlii, a scos chiar o carte cu lucruri scrise de elevii cei mai buni din toți anii pe care i-am dat. Și mai că eu nu crezând deloc în mine, odată ce s-a terminat cu treaba asta și s-a terminat liceul și s-a terminat infuzia de încredere pe care mi-a dat profesorul meu, am renunțat la a mai merge undeva cu textele mele. Pentru că aminte că la un moment dat am avut așa un foarte mic curaj și m-am dus la un genac, la facultate de litere și am citit așa tremurând cu voia mână trei poeme și m-am avut feedback foarte bun, dar a fost singura dată când am avut curaj să fac treaba asta. După care m-am luat cu supraviețuitul și s-a întâmplat. Am rămas însărcinat, am făcut un copil, tatăl fetei mele cel mare a venit imediat după aia, am rămas un om care putea să fie provider pentru familia mea, provider cu două persoane. După aceea, la niște ani după, a venit și al doilea copil, am muncit foarte mult, 18 ani în presă, o legătură continuă. Dacă unul dintre voi se gândește să facă jurnalist, mai bine bun. E o muncă foarte grea și în zilele noastre oricum nu mai seamănă cum făceam noi acum 18 ani. Când văd ce înseamnă jurnalism în ziua de astăzi, îmi iau după diverse niște texte spuse de vedete de pe Facebook și fac din ele știri și le dau mi se face rușine că sunt jurnalist. În vremea în care am început să fac meseria asta, mergeam, numai că nu exista internet, fiindcă mea mergeam pe stradă cu pixul și cu carnetul și stăteam de vreme cu oamenii și făceam anchete, intram în canale și pentru că la rolace, atunci în România erau și pe locul erau zonuri foarte mare ăsta al oamenii, cum să zic. Cert este că, luat cu toată povestea asta, eu nu am mai văzut deloc în zona pe care mi-o doream foarte tare. Zic, este o legătură indiscutabilă între jurnalism și scris. Am putut să-mi exersez în zona aia, dar am putut să scriu și am scris continuu pentru mine. De ce am scris pentru mine și Andrei Bodiu, de exemplu, care a fost colegă la Fântărul de Brașov în primii ani și cu care am fost prietenă, sigur ați auzit de Andrei Bodiu, de scriitor Andrei Bodiu, de profesorul universitar Andrei Bodiu, care a murit în urmă cu... Câți ani sunt în 2014? 3 ani. Și pe care îl sunasem, chiar înainte să moară, să-l rog să-mi prezinte prima carte. E bine, eu am prietenă cu Andrei Bodiu. Niciodată nu m-am dus la Andrei Bodiu cu un text al meu să-i spun, știi, și eu scriu, aș vrea să te uiți să-mi spui ce părere ai. Era atât de rușine și de teamă că o să spună că ceea ce scriu eu este mizerie. Preferam să nu fac nimic cu asta, să-l țin în niște foldere de calculator și să scriu pentru mine. Aveam nevoie. Așa să mă gândesc, de fapt, multe ori, de ce nu am făcut lucrul ăsta? Vreau să așa, pentru că scrisul pentru mine este un component atât de intim și
o resursă atât de puternică și a fost probabil lucru care m-a ținut pe de parte în viață și normal la cap și pe de altă parte ongoing așa, încât dacă ar fi venit ca să-mi spună, știi, scrii prost, n-ar fi putut să comentez, să scriu nici măcar pentru mine și a fost ca și cum i-ar fi amputat o mână. Și atunci a preferat să nu știe nimeni că scriu, să scriu pentru mine, ca să am mâna aia vie acolo și să pot să lucrez cu ea. Și în 2008, am început eu, era așa, floare foarte mare de internetul, și am început eu să citesc diverse bloguri, între ele foarte bine scrise. Și cele mai multe, de asemenea, anonime, că era vremea în care nimeni nu-și asuma identitatea unui public, toată lumea scria sub diverse pseudonime. Și am zis, bă, ce chestie, nu știe nimeni cine sunt. Ia să mă apuc eu și să-mi fac un blog și să scriu pe el, oricum, indiferent de feedback, măcar nu știe nimeni că sunt eu, dacă nu funcționează, măcar știu că am încercat. Și am început să scriu pe un blog anonim. Și am fost foarte repede șocată să văd atâta conținere care nu exista Facebook, nu exista un mediu din astea sociale de propagare, în felul în care se întâmplă acum, când, nu știu, am scris un text despre maică mea și relația mea cu mama, de cu Antena 3 și protestele și a ajuns atât de viral de cum au potăit la Antena 3 o săptămână întreagă, Gâdea Badea și alții la el. Adică, în zilele noastre, este atât de ușor să propagă lucrurile, atunci era îți puteai uite, păi acum e sincer, nu ne-am spus, dar nu e sincer, câte un link, sau pe mediu mai puteai să mai dea mai departe ce face cu tine. Și m-am trezit cu o mulțime de cititori pe vremea aia. Erau niște sute și m-am speriat. Și am închis blogul. Dar deja prinsesem și după aia mi-am dat seama că în momentul în care scrii sau produci orice fel de artă și dacă între voi există oameni, eu scris eu mă mai foarte intimă, cred că anunțuiești ființei noastre. Eu cred că mulți dintre voi scriu jurnale, scriu poezii de care poate se rușinează și așa mai departe. Ei, dar în momentul în care am început să primesc senzația aia că ce scriu eu ajunge la cineva și feedback-uri și comentarii și oameni care spuneau că îi ajută scrisul meu, n-am mai putut să vreți fără chestia asta. Așa că am muncit vreo 3 bloguri anonime, cu gândit ori deveneau foarte populare, simțeam nevoia să le rac. Până în 2013, când am zis, ce să se întâmple? Ia să vedem ce să se întâmple, mai ales că era o perioadă în care voiam să plec din presa ceea ce s-a și întâmplat în urmă. Ce se întâmple dacă scriu cu nume și prenume? Mi-a fost foarte teamă pentru că cred că ce lipsește lumii noastre în ziua de astăzi, poate mai mult decât mediile astea de propagare sociale despre care o să-mi sunt pline de fals, de o fericire falsă pe care afișăm, de pozele noastre cele mai bune prelucrate până la nesfârșit, în care arătăm de 10 ori mai bine decât în realitate, în relații perfecte care n-au niciun cusur, totul este atât de... Și e foarte multă minciună și falsitate acolo. Eu veneam cu un scris care era foarte intim și care vorbea despre depresie, despre tentative de suicid, despre viol, despre relație disfuncțională cu mama, despre căsnicii eșuate, despre lucruri foarte intime și care mă făceau să fiu foarte vulnerabil. Și mă gândeam, o să fiu ucisă cu pietre virtuale, dacă mă apuc să publiez lucrurile astea. Ori efectul a fost complet neașteptat și complet invers. În momentul în care mi-am asumat public toate lucrurile astea, au început să vină spre mine niște mase uriașe de oameni care simțeau și trăiau acelea lucruri, dar nu aveau curaj să le spună. Unii dintre ei ne-au curaj să vorbească cu astea cu partenerilor de viață sau, nu știu, partenerilor a copuților, dar care erau și au început să-mi scrie, să-mi spună că ce fac eu îi ajută, îi alină, îi scoate din propria suferință. În momentul ăla mi-am zis, era în 2013, ce tare, în felul ăsta, cine știe, vreo 3-4 ani s-ar putea să publici și eu o carte, poate să... Pentru că, de asemenea, nu am nici o secundă curajul să mă duc cu un manuscris la o editură să zic că ia, băi, nu. Nu, că nu ești de publicat. De asemenea, am zis să mai scriu și atunci am zis, stau eu așa și dacă chiar funcționează și
de undeva, pe care în ziua de astăzi am publicat două de poeme, două de proze scurte. În afară de ultima carte despre care vă povestea prezentatoare, că a fost votată de fapt și cea de-a doua carte, a primit votul publicului, de cea mai carte din 2012 de live, am avut și o carte din mine să vă dau care vreți să citiți. Ce credeam că se întâmple în 3-4 ani în carte, iată, am 4 cărți publicate acum în momentul ăsta și niște tiraje multe de cărți vândute. Ce simt în momentul ăsta este că faptul că sunt femeie, faptul că am lucrat la televizor, faptul că cu toată lipsa de modestie nu sunt urâtă, nu mă ajută deloc. Din potrivă. Mă simt discriminată din punctul ăsta de vedere și sunteți multe să te facă frumoasă în sală și să vă așteptați la lucrul ăsta, oricât de bune veți fi, cel puțin la comparate statistice din punct de vedere al realității de gen, nu o să fiți niciodată apreciate la fel cum este apreciat un bărbat care face ce la fel cu capul. Sunt niște lucruri pe care le simt și pe care încerc să le depășesc cu tot de tare și să-i spun copiilor mei care sunt la două fete, puterea de a trece peste barierele astea.